Astăzi am ajuns de 2 ore la spital, dar înainte de asta, hai să vă arăt cum decurge o zi din viața mea în sesiune. M-am trezit, m-am machiat și am ieșit puțin în oraș, nu înțeleg de ce este trafic sâmbătă dimineață. Înapoi acasă, am mâncat micul dejun și m-am apucat să fac niște coliere pentru brandul meu. Dacă vreți să cumpărați, le găsiți pe Instagram. După m-am apucat de învățat până seara. Seara mi s-a făcut rău de la răceală și am mers la spital. Mi-au făcut niște analize, niște teste și m-au trimis acasă. Însă, după jumătate de oră m-au sunat să mă cheme înapoi la spital pentru că ceva nu părea ok. Am mai făcut niște teste, niște analize, totul este bine într-un final. Am mai învățat un pic și m-am culcat.